Aici avem un jar, adică un borcan sau o oală, ca să zic așa, cu trabucuri la Aurora. Avem și... el așa vine, într-o husă de catifea. Și haideți să vedem cum arată. Oala cu sarmale, dar nu sunt sarmale, sunt trabucuri. cam așa arată, la Aurora Preferidos Hechos Amano Casa Fundada 1903 Horse Daj sau Ordaj, nu știu exact cum se pronunță. Așa. Bun. Căpăcelul este închis bermetic. Avem în interior, după cum vedeți, un umidificator așa vine cutia, așa vine produsul efectiv, cu umidificator la interior, cu două plicuri de, de boveda, după cum se poate vedea. În interiorul, acest borcan este placat cu lemn de cedru spaniol la interior, iar acestea sunt trabucurile la Aurora Preferidos hordaj, horsdaj, cum s-o pronunța. Sunt niște trabucuri ținute foarte bine. Ele stau aici în, în, borcan, stau la cea mai bună umiditate cu putință. Trabucuri pentru a fi făcute oferite cadou, dar și pentru colecția dumneavoastră personală. Nu sunt niște trabucuri ieftine, dar și prezentarea, marketingul, Uh, cred că este uh, unic. Și de ce nu? Îl luați după aia, după ce a sfumat trabucurile, îl folosim pentru sarmale sau pentru altceva. Uh, disponibil pe www.trabucurdelux.ro